Bună ziua tuturor, sunt Tarotela, de asta dată cu o etalare pentru cei născuți în Scorpion pentru luna aprilie, sau mai exact pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Scorpion. Haideți să vedem ce ni se relevă. Am amestecat cărțile, voi mai amesteca încă un pic în fața voastră. Ia uite, a apărut regele de cupe, nu, cavalerul de cupe. Bănuiesc că sunteți voi, ori așteptați să vină cineva cu niște cuvinte frumoase, cu ofertă de dragoste, ori vreți să vă duceți către cineva. Haideți să tai și cărțile. Am mai văzut eu câteva cărți în timp ce amestecam. De exemplu, am văzut 6 de bâte și 5 de bâte împreună cu asul de monede, ceea ce mă face să mă gândesc că posibil cineva, un semn de foc să vină în calea dumneavoastră și să vă ofere ceva deosebit, să încerce. Poate vine așa un pic mai cu aere de vedetă, cu aere de victorios. Rămâne să vedem dacă este chiar atât de victorios ca în șasele ăsta de bâte, pentru că apare cinciul de bâte, ceea ce e o energie conflictuală. S-ar putea totuși să nu primiți tocmai încântați această ofertă. A apărut și împăratul la un moment dat, probabil că unii dintre voi aveți de-a face, ați avut de-a face în ultima vreme cu... Să mai amestec un pic și aceste cărți și să le tai în fața voastră. Unii dintre voi ați avut de-a face ori cu un berbec sau cu un taur sau cu o persoană foarte încăpățânată. Foarte încăpățânată. Bine, împăratul însă... Ia uite, deja am vorbit de împărat și se pare că încep să materializez cuvintele pe care le rostesc. E clar că unii dintre voi ați avut de-a face și chiar în aprilie simt că încercarea prin care ați trecut-o, vedem ce va apare la trecutul recent, încercarea prin care ați trecut, experiențele voastre de viață, vă cheamă ca în aprilie, pentru că e o lună marțiană, iar voi sunteți guvernați de Marte, să deveniți împărați. Că sunteți femei, bărbați, să preluați controlul. Așa simt. Referitor la acest împărat, mai devreme am avut impresia că totuși ați avut de-a face cu o persoană foarte încăpățânată. Repet, poate nu sunteți doar cu soare în Scorpion, poate aveți soare în altă zodie, dar aveți lună, Venus, ascendent sau eu știu ce alte planete. Așa. Să așez. De asta dată o să încerc să așez altfel. Îmi place să schimb modul în care așez cărțile. Trecutul recent, energia prezentă, da? Viitorul apropiat. Adaug obstacole, blocaje și susținere. Mai târziu o să mai vedem, dacă ne permite timpul, să vorbim și despre alte chestiuni romantice. Să pun și din acest set de cărți câte o carte. Blocaje, susținere. Și cred că o să totuși o să-mi fac timp și pentru un pic de romantism în viața voastră. Să mai adaug și din aceste cărți experimentale. Poate aflăm noi detalii în această poveste. Ia uite, aflăm pentru că apare asul de cupe. Da, pe lângă oferta asta frumoasă, practică, poate niște bani, s-ar putea totuși cineva să vină în viața voastră cu un pic de dragoste. Okay. Dar voi, ca Scorpion, nu contează planeta, lună, Venus, ascendent sau soare, voi nu vă mulțumiți cu puțin, evident, așa că puțin pentru voi e totul sau nimic, nu? Din câte știu. Ok. Haideți să citim cărțile. Ia uite. Împăratul a insistat să apară. Împăratul a insistat să apară și împreună... Mamă, deci trei ași și al treilea as pe care l-am văzut acum. Deci mai devreme asul de monede
Când am amestecat asul de cupe și acum vine asul de săbii, cum ar veni. Deci, în ultima vreme, cred că voi ați preluat controlul într-o situație. Voi începeți să manifestați acest as de spade. Adică, asul de spade în anumite situații, mai ales dacă ați avut de-a face cu un om care a încercat să vă controleze și poate aveți, cum să zic, soarele într-o zodie mai blândă, dar dacă aveți Lună, Venus, Marte în Scorpion sau ascendent în Scorpion, surprise, s-ar putea să nu fiți atât de ușor de manipulat, atât de ușor de încântat cum poate cineva a crezut. Acum, evident, povestea asta se va rezona cu unii dintre voi. Dacă cineva încerca să vă manipuleze, voi ați preluat sabia aceasta a dreptății și această sabie a dreptății spune direct și știm că uneori când un scorpion ia hotărârea să se exprime, s-ar putea să doară, spune direct ce are de spus și taie. Taie tot ce nu convine, taie legătura cu cei care încearcă să îi controleze într-o formă sau alta. Și totuși, am zis mai devreme, dacă mai devreme am avut senzația că ați avut de-a face în ultima vreme cu o persoană care autoritară, cu aere de conducător, poate să fie berbec, poate să fie taur, sau să aibă planete în aceste zodii, dacă această persoană a încercat să vă pună oarecum cu botul pe labe, cum se zice, sau să vă domine, într-un fel sau altul, voi, în ultima vreme, ați preluat această sabie a dreptății, ați tăiat legătura și vă vindecați, vă echilibrați energetic, pentru că am senzația că va cam sub energiile într-o formă sau alta și, cei mai frumos, preluați voi comanda. În aprilie, e deja sfârșit de martie, început de aprilie. În aprilie presimt că veți prelua voi comanda. Haideți să vedem ce arată și poate mai punem niște clarificatori, să vedem ce mai face. Ce arată energia prezentă. Da? E clar? Da, uite ce frumos. Plecați, plecați din această situație conflictuală. Deci am zis bine totuși. Ați avut de-a face cu cineva care a încercat să vă controleze. Și nu doar, simt că această persoană a încercat să vă controleze fantastic la nivel spiritual. A încercat, sau felul în care v-a controlat, v-a afectat energia, v-a afectat corpul energetic, nu doar cel fizic. Și din acest motiv a trebuit, cine știe după cât timp, n-am pus decât trei cărți, a trebuit să preluați această sabie a dreptății și să vă spuneți adevărul și să vă orientați către vindecarea voastră și către preluarea hățurilor. Da? În prezent, plecați, plecați departe, de fapt, plecați către soare de la această energie conflictuală. De la această energie conflictuală plecați către soare. Începeți mental, da? Pentru că sunt șase de spade, aveți asul de spade. Începeți mental și apoi puneți în practică. S-ar putea să vă luptați pentru acest soare, poate o persoană în semnul leului sau cu planete în leu sau care are un fel de a străluci în public, poate o persoană importantă, nu știu dacă la fel de importantă ca împăratul, dar oricum strălucește. Dacă împăratul impune reguli și este foarte strict uneori, soarele este foarte generos, colorat, umple întreaga natură de bucurie, da? Și tot ce e în jurul sau sub această rază, aceste raze ale lui înflorește. Înfloresc, da. Înfloresc florile, înfloresc spiritele în jurul acestei persoane. Și voi v-ați hotărât să lăsați în urmă pe cineva care s-a cam jucat cu focul. N-a știut probabil cu cine se joacă. Și repet,
Nu trebuie musai să aveți soare în Scorpion, puteți să aveți alte planete care vă fac uneori, în anumite situații, foarte asemănător cu scorpionii. Oricum, energia prezentă este că voi vă detașați mental de ce nu a fost bun, de ce nu a fost pozitiv și sunteți gata să luptați, nu cu această energie dominatoare, ci să luptați pentru fericirea voastră, pentru soarele reprezintă foarte multe. Este o energie care arată fericire maximă, trezire spirituală. Dacă cineva a încercat până acum să vă controleze la nivel spiritual și să vă sugă de energia asta vitală pe care toți o avem, acum vă depărtați și vă încărcați, vă luptați pentru această încărcare fantastică. În viitorul recent, foarte frumos. Foarte frumos. Deci e clar că aveți de face cu unii dintre voi, aveți de a face cu nu doar un suflet pereche, cu un suflet geamăn. Aveți împăratul și împărăteasa. Wow. În viitorul apropiat, renunțați. Renunțați la ce nu, la iluzii. Renunțați la conflicte, renunțați la control sau să mai aveți de a face cu persoane care încearcă să vă controleze. Renunțați, lăsați în plata Domnului și lăsați lucrurile să curgă. V-ați hotărât să mergeți mai departe, luptați tot ce ține de practică, de exercițiu, poate vă antrenați pentru ceva, cinci de bâte poate să fie și un grup în care voi vă antrenați către sau pentru o reușită. Pentru că după 5, am văzut mai devreme, da? Țineți minte ce am zis? Am văzut 6 de bâte și 5 de bâte. Poate vă antrenați pentru victoria care vă așteaptă lângă acest soare sau pentru a manifesta acest soare, ca să deveniți voi soarele. Acum revin aceste cărți, lăsați lucrurile să curgă și începeți să creșteți. Vă regăsiți stabilitatea financiară nouă de monede. Reprezintă o persoană care este confortabilă cu experiențele, cu acumulările, cu bunurile pe care le-a adunat. Dar nu este o stare de acel gen de singurătate în care unii experimentează cu X, cu Y diferite chestii. Nu, este o stare de maestrie. 9 de monede este foarte aproape de 10. Deja persoana este stabilă emoțional, este pregătită să intre în acel 10 de monede, în acea fericire practică, durabilă, care duce către o abilitate de a lăsa în urmă ceva, o moștenire materială, spirituală, emoțională, artistică, rămâne de văzut. Și vorbesc de o stare de confort, de creștere, pentru că avem împărăteasa. 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 Nu acceptă pe oricine în preajma ei. Împărăteasa e atât de abundentă și de conștientă de darurile, harurile ei, încât nu are nevoie să facă compromisuri. Lasă lucrurile să meargă. Se dăruiește, dar nu oricui. Și așteaptă ca divinitatea, da, lasă lucrurile să curgă, așteaptă ca divinitatea să-i aducă în cale pe cine trebuie. Se aducă în cale soarele, eventual adevăratul împărat, nu o persoană dominatoare, o persoană care îi poate asigura confortul, o poate proteja, da? Avem armură, o poate proteja și cu care poate construi și conduce un imperiu, că e el material, că e spiritual, că e artistic. Nu contează, fiecare își stabilește valorile și țintele.
blocajele în această cale. Diavolul, am zis, da? Cineva a încercat, ori sunteți voi acest rege de cupe, da, ca energia scorpionului care a trebuit să lucreze cu o relație toxică. O relație toxică care nu v-a permis să vă vindecați steaua, înseamnă foarte mult, poate să fie zodia vărsătorului, diavolul, zodia capricornului, dar nu ne oprim la zodii. Ideea este că această relație toxică, acest om care a încercat să vă controleze, poate să fie șef la serviciu, da? Nu v-a permis sau, cum am zis mai devreme, v-a afectat corpul spiritual, nu doar cel fizic, energetic, da? De-aia avem steaua care reprezintă și vindecare. Nu v-a permis să vă vindecați, ba chiar v-a afectat un pic sănătatea și nu doar sănătatea, pentru că steaua înseamnă și speranță, v-a afectat, cum am zis mai devreme, spiritualitatea, credința. Credința. O perioadă n-ați mai fost optimiști în niște direcții, da? Și ați crezut că nu o să mai ieșiți niciodată. Trebuie să depășiți această energie care blochează drumul către soare, către creștere. Trebuie să ieșiți, să luptați cu stările voastre emoționale, pentru că ați fost marcați și la nivel emoțional foarte mult. Poate cineva nu a vrut să-și arate emoțiile față de voi, sentimentele, da? Și v-a secătuit emoțional. Acum ce vă susține? Așteptarea? Zborul. Wow, ce frumos! Zborul, magicianul și 7 de monede. Ați investit în acea relație din trecut, în acel împărat care a încercat să vă controleze foarte mult și ați obosit. Și știți cum? Senzația de oboseală, de durere fizică, este primul semnal sau cel mai intens semnal că nu suntem pe calea cea bună. Și din acest motiv văd acest 7 de monede ca un semn pozitiv în poziția susținerii. Dacă ați obosit, este clar un semn că nu e cazul să mai investiți. În trecut, da? În trecut. Și să vă luați zborul. Să vă luați zborul dintr-o relație toxică, da? Aveți iar ideea de plecare. 6 de spade, călătoriți. Cu avionul, cu trenul, cu mașina, nu contează, cu bicicleta, călătoriți. Dar nu... Zborul e deja o simbolistică mult mai profundă. Vă ridicați, nu doar plecați. Vă ridicați din această toxicitate și manifestați. Începeți să manifestați, să o luați nu de la zero. Nu de la zero. Să manifestați acest soare. Conștientizați, da? Vă uitați... Acest 7 de monede înseamnă foarte multe. Vă uitați la tot ce ați acumulat, da? Ce aveți cont în bancă, talente, abilități, sacrificii puse în anumite domenii, pentru că după 7 urmează 8, înseamnă munca intensă către 9 de monede și către 10, da? Ei, v-ați oprit din a investi în acea direcție nesănătoasă, eventual, observați că aveți, de fapt, toate instrumentele necesare ca să manifestați un zbor către soare, către împărăteasă. Aveți spadă, cupă, monedă, bâtă și eter. Da? Aveți toate elementele. Gândul clar, asul de spade, 9 de
monede, stabilitate financiară. Nu contează câți bani aveți, dacă voi vă simțiți stabili, asta e cel mai important. Stabilitate emoțională, regele de cupe. Sunteți rege, da? Sunteți rege. Puteți să vă dominați emoțiile, puteți să lucrați cu emoțiile voastre. Și cine încearcă să... Cine poate să încerce să secătuiască un ocean, pentru că sub rege este un ocean? A secătuit poate o zonă, dar nu întreg oceanul. Și ce mai aveți? Aveți bâte, aveți energie, aveți pasiune și aveți și credință. Credința o avem și aici, da? Steaua, peste care trebuie să, pe care trebuie să o manifestați după ce vă vindecați. Bănuiesc că sunt totuși clară. Da, aveți tot ce vă trebuie ca să manifestați acest soare. Acest soare. Cred că totuși luna aprilie va fi și în mod special să manifestați acest zbor, să vă ridicați deasupra toxicității, să vă ridicați deasupra conflictelor a tuturor celor care încearcă să vă domine. Să vă ridicați. Haideți să adaug totuși. Și o să iau cărțile astea, că poate vor să mai apară. Aș vrea totuși pentru cuplu să fac o etalare rapidă.